În al preasfințitul Irineu, mitropolitul Olteniei și arhiepiscop al Craiovei s-a aflat astăzi la Târgu Jiu pentru a ține Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătoririi Sfântului Nicolae. Bisericuța din curtea Liceului Teologic din Târgu Jiu a devenit neîncăpătoare pentru zecile de credincioși prezenți. De Sfântul Nicolae, celebrat astăzi 6 decembrie, mitropolitul Olteniei a fost prezent la paraclisul Sfântul Nicolae din incinta liceului Sfântul Nicodim din Târgu Jiu pentru a săvârși Sfânta Liturghie. Un sobor de preoți a participat la slujba alături de arhiepiscopul Craiovei. Micul lăcaș bisericesc a fost neîncăpător pentru zecile de credincioși care și-au dorit să ia parte la slujba de Sfântul Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae este protectorul săracilor și al copiilor. Unia primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.